Explorând tainele istorice ale Țării Sfinte, viața sacră și culturală într-o lume străveche, acest videoclip captivant ne va purta într-o călătorie fascinantă prin timp, în inima Țării Sfinte din Antichitate. Vom explora cum era imaginată această regiune sacră și cum era viața cotidiană în acele timpuri îndepărtate. În Antichitate, țara Sfântă era considerată un loc sacru și binecuvântat, asociat cu divinitatea și cu manifestările spirituale. Imaginarea și percepția acestei regiuni variau în funcție de cultura, religia și perioada de timp în care au fost create scrierile respective. Așadar, descrierile pot fi diferite, dar există câteva aspecte comune. În majoritatea tradițiilor religioase, inclusiv în iudaism, creștinism și islam, țara sfântă este asociată cu Pământul Promis, locul unde Dumnezeu a ales să se reveleze omenirii și să stabilească o legătură specială cu poporul ales. În Biblie, această regiune este descrisă ca fiind locul în care au avut loc evenimente semnificative, precum nașterea lui Isus, construirea templelor sau desfășurarea unor întâmplări istorice importante. Iată de ce Israelul nu este pământul sfânt. Cred că puțin s-au întrebat ce înseamnă cu adevărat țara sfântă, deoarece toți am fost învățați să gândim că aceasta se asociază cu bucată de pământ pe care Dumnezeu a ales-o pe această planetă pentru el, dar ce înseamnă cu adevărat țara sfântă? De ce toți cred că acest petec de pământ are o valoare atât de mare, de ce toți cred că Dumnezeu se va reîntoarce acolo? De ce toți cred că acest teritoriu este cel al Israelului și al Palestinei de azi și, mai presus de toate, de ce este sfântă o țară în care pentru cucerirea ei de către poporul Domnului s-au comis cele mai mari și mai atroce masacre ale istoriei numite Războiul Sfânt? Ei bine, după mulți ani de studiu al fenomenului religios, în care am înțeles că Biblia spune adevărata istorie a omenirii, iar instituția bisericească a deformat această istorie pentru a-și proteja propriile interese, mințind omenirea de milenii, se înândou în cea mai mare ignoranță și sclavie pentru bani, putere și control. Cred că sunt în măsură să vă dezvălui o altă față a istoriei umanității. În ultimul timp, atât în România, cât și la nivel internațional, numărul vocilor care afirmă că istoria civilizației noastre a fost falsificată și că nu a început în sumer au început să se înmulțească, iar în sprijinul lor sunt destule descoperiri arheologice uimitoare care susțin fără tăgada această ipoteză. Persoanele care dovedesc în fiecare zi că ceea ce am învățat până acum în școala iluminaților este o minciună, au început să zguduie deja din temelii paradigmele științifice, dovedind că leagănul civilizației noastre este Europa. Vă voi dezvălui câteva dintre motivele pentru care eu nu am dubii, că în mod voit s-a menținut în ignoranță umanitatea. Îndepărtarea adevărului s-a făcut cu scopul de a ascunde adevărata noastră origine, pentru a ne controla, pentru a nu reuși să înțelegem cine era cu adevărat omul înainte și cum a ajuns în această treaptă de degradare fără întoarcere. Istoria pe care am învățat-o cu toții în școlile obligatorii ne spune că Europa este continentul unde oamenii au ajuns foarte târziu datorită faptului că, după neînțelesele lor teorii, totul era sub gheață. Datorită acestei ere glaciare, omul a ajuns în aceste locuri târziu, după ce civilizația a înflorit în Mediul Orient și în Egipt, iar tocmai datorită acestui lucru în acest continent viața a început să se dezvolte târziu, datorită civilizației sumeriene care s-a extins și aici. Explicațiile și teoriile savante ale existenței erei glaciare în Europa nu prea stau în picioare datorită multor motive, care sunt în contradicție cu această teorie, dar și pentru că din cele mai vechi timpuri și până astăzi, Europa are un nume deosebit, se numește Vechiul Continent. De ce oare a primit acest titlu? Acest supranume doar Continentul European, din moment ce, conform științei, toate continentele au apărut în același timp și nici unul nu putea să fie mai vechi decât altul. Păi dacă civilizația a apărut în Europa mult mai târziu, nu ar fi fost corect să se cheme noul continent. Înaintea continentului american Nu, dragii mei, Europa nu se cheamă vechiul continent, doar din întâmplare, ci pentru că viața și civilizația acestei generații umane a pornit de aici și nu invers cum ne spală zi de zi creierul echipe de academicieni vânduți și îndobitociți ai sistemului asasin și mincinos în care trăim. De aici a pornit poporul de eroi al Hiperborei să ducă lumina cunoașterii pe pământ. Nu prea pot tot să digere afirmația acesta, nu e așa. Păi ar fi timpul să vă treziți mai oameni buni, pentru că în această lume coruptă, nu știință a făcut cele mai mari descoperiri, ci oamenii comuni, oamenii simpli, care nu au avut frică că își pierd scaunele dacă se ridică contra ideilor cretine ale acestora. Oamenii curajoși au făcut să se dărâme castele de nisip și paradigmele științei, pentru că dacă încă nu ați înțeles, știința și păpușarii ei sunt puși acolo sus nu că să vă spună ce este adevărat, ci ceea ce nu trebuie să știi și să descoperi. Ei sunt puși acolo că să-ți spună bețe în roate, pentru că ei sunt cei care au ultimul cuvânt, pentru că ei sunt cei abilitați să decidă, dar nu pentru că sunt mai deștepți, ci pentru că sunt corupți, vânduți, fără scrupule și fără demnitate despre Pământul Sfânt se vorbește foarte mult. Sunt mulți care au fost pe pământurile judee că se intre în contact cu țara Domnului, unde s-au înfăptuit cele mai mari miracole, sunt apoi cei care ar dori să meargă acolo dar care nu o vor putea face decât cu gândul pentru că nu au posibilitate să ajungă în acele locuri și sunt cei care au înțeles păcăleala milenară a elitei care ține în umbră umanitatea, cu ajutorul interpretării eronate a Bibliei. Textul prezentat pare să fie un fragment dintr-un text mai amplu scris de Nicolae Densușianu, un istoric și filolog român din secolul al XIX-lea. Nicolae Densușianu a avut o contribuție semnificativă în studiul mitologiei și istoriei românești preistorice. Textul abordează tema oceanului în mitologia și geografia antichității, în special în contextul daciei preistorice. În Dacia preistorică, Nicolae Densușianu scrie, scriitorii antici în operele lor și grecii în legendele despre zei vorbesc foarte des, des despre oceanul arhaic, numai că în acele vremuri cuvântul ocean nu avea aceeași semnificație cu cea a cuvântului de astăzi. Cu alte cuvinte, oceanul primitiv nu este oceanul istoricilor și geografilor care au trăit începând cu epoca lui Hirodot și care au dat o altă semnificație acestui cuvânt. Orizontul grecilor se închidea odată cu Istrul, care era denumirea antică a Dunării de Jos sau mai precis a părții care travesersează astăzi teritoriul României. La începuturi, autorii antici utilizau cuvântul ocean pentru a desemna exclusiv masa de apă imensă pentru ei în acele timpuri în care se varsă Oceanopotamos sau mai precis ceea ce va deveni mai târziu Marea Neagră. În acele vremuri, Marea de Apă Dulce formată de Dunăre nu avea nicio ieșire la Marea Mediterană. Geograful Strabo numește în expediția Argonauților Marea Neagră, un alt ocean, Strabo, geografia I2-10 și accentuează faptul că navigatorii care au străbătut acesta mare considerau că acest loc era cel mai îndepărtat al lumii locuite, de aceea puteau să îl compare cu locurile îndepărtate unde se găseau coloanele lui Hercule, pentru că acesta mare era cea mai mare dintre toate marile cunoscute lor. Dar acesta mare imensă a lumii antice se formase datorită cursului de apă dulce al listrului. Apolonio di ne spune în Argonautice că partea inferioară a Istrului, acolo unde bazinul său este foarte mare, se chema în acele timpuri golful sau cornul oceanului. În legendele teogonice ale lui Homer și Hesiod, denumirea de ocean se făcea în exclusivitate Istrului, probabil pentru că Marele Fluviu era considerat ultimul care putea să mărturisească despre imensa apa, care acoperea în timpuri străvechi câmpia ungurească și mare parte din teritoriile ținuturilor nordice, care s-au numit mai târziu Marea Sarmatică. Constatăm deci că oceanul din punct de vedere geografic, așa cum vorbește o Abderia, nu e oceanul arctic, nici cel oriental și nici o altă mare cunoscută sau inventată, ci în exclusivitate Marea Nordică al lumii grecești, aceea pe care Hirodot o chema Marea cea mai frumoasă dintre toate, Pomponio Mela și Dionisie Periegeto au numit-o Marea Imensă, și care în hărțile geografice medievale se chema Marea cea mare sau Marea Majoră. După Homer și Hesiod, patria primilor regi divine ai omenirii antice, era în regiunea exrătemă a orizontului grecesc, în nordul Traciei și al Istrului, cea care se chema în legendele grecești Oceanospotamos, Potamos, părintele zeilor. Vechiul Oceanospotamos nu era o mare interioară, cum s-a crezut mai târziu sau cum se crede astăzi, ci doar un simplu fluviu mediteranean, adânc, curgător și, după cum ne zice Homer, foarte larg pentru că nu se putea traversa pe picioare, ci doar cu bărci construite bine și durabile. După acest fluviu există un alt pământ îndepărtat, ultimul pământ extern. Hesiod și pe îndar ne spun că argonauții au trecut Marea Neagră și s-au deplasat către Mediterană, traversând Oceanos Potamos, iar Apolonio di Rodi și Valerio Flac ne spun că s-au reîntors către Orient navigând pe istru numit Oceanos. Fluviul Oceanos Potamos venea din regiuni îndepărtate și curgea către Pontus Seuxino, trecând prin munții Rifei, Carpați, zona foarte periculoasă pentru navigație. Eschil numește râul Antichistru, care are în vecinătatea sămunții Rifei, teritoriu care era locuit de agătarși. Bărcile care navigau în aceste locuri erau împinse pe ape de către vântul Boreaus sau vântul de nord. Hesiod spunea despre Oceanos Potamos că era un fluviu sfânt care aparținea istoriei religioase a trecutului antic. În vecinătatea fluviului Oceanopotamos se găseau insulele fericiților, destinate a fi locuința eternă pentru sufletele iluștrilor eroi căzuți la Teba și la Troia. În aceste insule își trăia somnul cel de veci renumitul Eroachi care avea insulasă în aceste locuri. În vecinătatea fluviului sacru locuiau și legendarii pigmei, care așa cum ne spune Homer, erau în război continuu cu păsările care se refugiau în perioada de iarnă în regiunile orientale, trecând către est peste apele curgătoate ale fluviului Oceanos. Aceiași pigmei apar în scrierile geografice ale lui Pliniocă un popor stabilit în părțile Istrului Inferior, în teritoriul Dobroci de astăzi. Tot în vecinătatea acestui fluviu sacru își avea originea și Marele Apollo și sora sa Artemis, gemenii sacri ai antichității, născuți de carte zeiță leto pe pământurile sacre ale fluviului Oceanos datorită furiei Herei, soția lui Zeus și tatăl lor. În aceste zone trăiau și renumitele amazoane, femei aprige și războinice a căror faimă a depășit negura timpului. E clar că marele fluviu al timpurilor antice, antehomerice, Oceanos Potamos, care curge în partea de nord a Iliriei și a traciei între Orient și Occident, este identic cu fluviul cel mare și sacru al geților, chemat mai târziu Istru sau Dunăre. Hephaistos a gravat pe scudul lui Achie, neapamondul mărginit de către marea apă a trecutului antic Oceanopotamos. Acea parte era pământul sacru al zeilor antici, pământul marcat de către constelația Ursa Mare. Locul unde există polul Geticus sau Axis Mundi, țara hiperboreilor, agătarșilor, pelasgilor, tracilor de mai târziu. În Biblie de nenumărate ori se face referință la poporul divin, care locuia lângă golful, care se unea cu mare cea mare, teritorii care astăzi sunt analogi cu golful Persic, Marea Roșie și Marea Mediterană. Cu amărăciune vă spun că locurile la care face referință Biblia nu sunt nici pe departe acestea, ci altele, îndepărtate de ele. Adevăratele locuri antice la care face referință Cartea de Căpătâi a Omenirii sunt golful de la Dunăre care forma Marea Majoră sau Marea Cea Mare, așa cum era numită înainte Pontus Euxinos. În nicio hartă antică Marea Mediterană nu este numită Marea Cea Mare. Aceasta este o altă falsificare a istoriei omenirii nu numai apa oporului nostru. Recapitulând ceea ce am spus, ne ajută să vizualizăm adevăratul teritoriu antic ale Denului. În principiu, așa cum ne spune Biblia, dar și lumea academică, în vremuri antice, pământul nu era împărțit în continente, ci era o singură bucată. Din puținele mărturii pe care le avem, se poate deduce că se află în partea de nord a planetei, pe paralelea de 45 de grade, teritoriu străjuit de ursă mare. Pe toată suprafața să curgea un singur fluviu, care își avea originea în cer și care a dat naștere vieții. Edenul era tot pământul pe care apa l-a făcut roditor, iar porțiunea de unde acest fluviu se dividea delimita o altă zonă învecinată cu Edenul, dar care pare mai mult o zonă industrială de unde se puteau extrage metale prețioase. Am făcut aceste precizări cu un singur scop, am dorit să vă demonstrez cum în nenumărate scrieri Europa și locurile ei apar din cele mai vechi timpuri. Este adevărat că și scrierile vedice vorbesc despre râurile sacre ale Indiei așa cum și în Babilonia erau sacre râurile din teritoriul semilunei, dar în niciunul din aceste cazuri nu vin confirmate de scriitori antici sau de scriei care să facă referință la timpuri atât de îndepărtate. E dificil să stabilești un adevăr trecând peste atât de mulți ani de istorie, dar firmiturile care ne-au rămas ne vor duce cu siguranță la adevărata rădăcină a neamului nostru. În concluzie aș putea să spun că după descrierea și raționamentul pe care l-am făcut pot să afirm că actualul fluviu chemat Dunărea a fost fluviul sacru al Edenului, fluviul care înlănțuia întreg pământul cu puterea, vigoarea și forța să. Era fluviul care se împărțea în două prațe, care se deschideau pe toată suprafața uscatului, formând astfel prima mare masă de apă a planetei chemată Marea Cea Mare. În acele locuri au prins viață semințele Universului care ne-au creat pe toți și acolo a fost locul în care viața s-a dezvoltată pentru prima oară pe acesta planetă. Fluviile Sumerului au fost adăugate mai târziu la scrierea originală, pentru că numele lor ne dovedesc marele fals care s-a făcut.